arbitru de rezervă Laurențiu N. Mihai București. Intrarea în direct, oameni buni, cu CSM Slatina Polia, adică Oltenii versus Moldovenii în deschiderea etapei a 11-a din Liga a 2-a. Eu sunt Dragoș Borchin. Avem primele imagini de la Slatina, unde este o vreme superbă, gazonul arată bine. Să sperăm că băieții ne vor oferi o partidă bună în deschiderea acestei runde, spuneam. Nu e lume la stadion, probabil că nu a mers metroul până la arenă, dar nu mai contează. Repede cele două echipe, Ionuț Pop în poarta Slatinei, apoi Radu Constantin, Alex Sălceanu, Robert Gherghe și Alin Pisaru în apărare, Dorin Toma și Andrei Etrașcu în fața defensivei, în față David Oprescu, Cătălin Doman, George Leață și Luis Nițu Vârf împins. Cele două echipe intră pe melodia celebră a formației Europe. Iașul nu prea face treabă grozavă în deplasare. În ultimele două luni nu a mai câștigat pe teren străin, mai exact din 20 august. Ăsta nu e un lucru grozav, dar cu toate acestea Iașul se află pe locul 4 în clasament, are 20 de puncte. Până acum pleacă mingea în flanc. Și iată o situație la poarta oaspeților lui Nițu. Au recuperat slătinenii, ia să vedem combinația, pasă pentru cine o fi cu numărul 7, nu mai contează, șut întors acum a lui Cătălin Doman, excelent, au finalizat acțiunea și slătinenii. A câștigat Doman această minge, intră în careu, atenție la fază, ha, gol, Slatina! Minutul 30, Cătălin Doman scutură plasa pentru prima dată în această partidă. Golul 15 pentru Slatina în campionat. Vreau să vă spun că la ultimele două meciuri aici pe teren propriu slătinenii nu au primit gol. Au câștigat cu Ripensia Timișoara 3-0 și cu Cixereda Miercurea 2-0. Spuneam, e Oltean și el din turul Severin, din apropiere, foarte bună execuția din interiorul careului. E la Slatina din 2020, bine de tot, vede târziu mingea lui Stoiancov, pleacă după balon. Și Leo Grozov are o discuție cu arbitrul de rezervă. Excelent acțiune, cel puțin până acum. Excelent și Gabi Vajvari. Ia să vedem șutul lui Vajvari. Mult pe lângă poarta lui Ionuț Pop, dar cam așa ar trebui jucat. Cam așa ar trebui jucat. Mergeți, vă rog! Da, mai multă lume la tribuna principală. Trancă în centru, trancă la poartă! Risto Iancov! Superb șut. Fault. Și gata. Încheie partida. Slatina câștigă al treilea meci la rând acasă, fără să primească gol. Timp ce Iașul rămâne fără victorie în deplasare de mai bine de două luni. La primul meci pe banca Iașului, Leo Grozav pierde, deși l-a câștigat pe primul din tribună săptămâna trecută.